Bun găsit, săptămână nouă, e 6 martie 2023 și încercăm tot norocul de pe lume și pe ziua de astăzi cu un nou bilețel, o cotă de 23.79 formată din 8 evenimente. Primul începe foarte devreme, acum la 1 fix ora României, ora 13. Un meci din Armenia pe care Superbeto a uitat să-l programeze cum trebuie în sistemul plin de erori. Și afișat e de fapt un meci din Emiratele Arabe Unite, un bilet care începe pe la 15.30. De fapt, ăsta din Armenia se joacă pe la 13 și este evenimentul care începe cel mai proaspăt, cel mai devreme pe bilețucul de astăzi. Pe ziua de ieri, apropieri peste apropieri, în măsura în care mai putem să rezistăm cu apropierile. Pe biletul canalului Pup Sus s-au stricat două meciuri, pe Pup Jos, fratele Geamăn al biletului de pe canal, tot cu 8 meciuri, s-au stricat tot două evenimente, două pronosticuri. Cea mai tare fatală apropiere a fost pe biletul Triumf, format din 18 meciuri, cu 3 câștiguri în ultimele 75-76 de zile. 3 meciuri stricate din 18 propuse, nu e de acolo. Dă semne de purtare destul de bunuțe, ne apropiem. Poate chiar ne apropiem până la capăt, într-o zi frumoasă cu sare. Poate chiar astăzi, poate cândva. Zic să nu tragem de timp și hai să zicem meciurile pentru astăzi ca să aveți vreme. Până la 1 în astea 2 ore și ceva să vă organizați lista cu cele 8 meciuri de astăzi din partea mea. Aici și pe YouTube. Dați un like la video ca să ajutăm canalul ăsta să crească în YouTube și băgați un comentariu în mod ideal ca algoritmul YouTube-ului să recunoască că se întâmplă ceva extraordinar pe aici și aveți un prieten care joacă la pariuri și credeți în ce fac eu aici. Spuneți-i despre canalul ăsta și hai să jucăm împreună variantele astea demente. Vă doriți să jucăm 6 variante, 6 bilete zi de zi, complicate, grele, negarantate, dar cu cote imense. Iată, apropieri la 3 meciuri stricate din 18 pe biletul, unul dintre biletele grupului meu privat de WhatsApp, pe biletul Triumf, pe ziua de ieri. Apropieri săptămânale, efectiv. Haideți, dacă vă doriți să jucăm pachetul ăsta de 6 bilete zi de zi, haideți cu mine, haideți cu noi pe programul 2, haideți cu mine pe grupul meu privat de WhatsApp, scrieți-mi la 0745 70 80 08. Vă detaliez acolo direct toate informațiile. Pentru astăzi, Armenia Premier League, cum ziceam, deschide biletul la 13 și nu mai târziu. Luăm de acolo o tăvăleală dintre Shirak Gyumri și Ararat Yerevan. E un meci în care marchează gazdele. Marchează Shirak Gyumri. Marchează gazdele măcar un gol. După asta, meciul ăsta din Emiratele Arabe Unite, EAU, President Cup, Cupa Președintelui, Dumnezeule Mare, Ajman, cum stau și în aplicații, se duelează cu Albataeh. Bătaie nebătaie, cert e că ăștia, oaspeții lui Dumnezeu, Albataeh, marchează un gol. Mergem pe marchează oaspeții. Albataeh dă măcar un gol, o boabă în toată bătălia. Ne mutăm după asta pe niște tenis. Tenis din Challenger, desfășurat la Lugano, în Elveția. Acolo se întâlnesc francezul Antoine Escoffier cu belgianul Zizou Bergs, așa cum și-a pronunțat chiar el numele printr-un interviu. Zizou Bergs este și cel care va câștiga meciul ăsta conform pronosticului ales pentru duelul ăsta. Mergem pe 2 solisti, victorie pentru belgianul Zizou Bergs. Serbia Superliga se continuă în biletul Pup Sus al canalului pe ziua de astăzi, cu mare ciocnire între Mladost Gat și Radnički Niš. Un meci cu cel puțin 2 goluri înscrise în toată întâlnirea. Mergem pe peste 1,5. Se dau măcar 2 goluri, 2 plus, peste 1,5. Avem de navigat și în Suedia, la Cupa Suediei, AIK se întâlnesc cu Varbergs Boys și este un meci în care nu vor înceta să-și care ăștia foarte multe goluri. Mergem pe 3 plus, peste 2,5 se vor da măcar 3 goluri în toată tăvăleala. Danemarca, Superliga, toți suntem pe acolo prin Scandinavia,
mergem și în Danemarca, în Superliga, să ne holbăm la duel mare între Alborg, cum stau scris în aplicații, și Midtjylland. Midtjylland, da? Celebrii Midtjylland. De le ziceam eu Midtjylland, că așa auzeam într-un timpan. Se pronunță, de fapt, pe limba lor daneză, Midtjylland. Midtjylland. Un meci în care se dau măcar două goluri. Mergem pe pronostic 2 plus peste 1,5. Se dau măcar două goluri la întâlnirea asta dintre Albo și Midtjylland. Olanda, țările de jos, vine cu penultimul meci de pe biletul de astăzi. Erste Divizii ne aduce mare, mare ciocnire între De Graafschap, se scrie Graafschap, se pronunță Graafschap, De Graafschap se duelează cu Helmond și mergem pe victorie de gazde, că tot ne-am chinuit cu pronunția, punem pe bilet unul solist, câștigă De Graafschap, câștigă gazdele. La final de bilet pentru astăzi mergem în Columbia, Primera A, diseară târziu, la 12:01 noaptea, când dracu se joacă meciul ăsta în mod exact. Atletico Huila, Atletico Huila, că nu se aude H pe spaniolă, Atletico Huila sau Huila, da? Mergem în Pietroșaniu strămoșesc, mergem la Mineri. Atletico Huila sau Huila se vor duela acolo pe Columbia cu Boyacá Chicó. Pronostic, marchează gazdele, marchează Atletico Huila, Huila, marchează măcar un gol aceștia, marchează gazdele lui Dumnezeu. Ăsta este bilețucul pentru astăzi. Poate avem niște baftă și se înverzește tot. Poate că. Avem niște baftă. Acesta este bilețucul, vă las cu bine, nu vă țin foarte mult, este 10 fără 10, zic să vă las totuși timp până la 13 fix, o oră, două jumate, să puteți să încropiți, să notați bilețucul. Vă mulțumesc pentru atenție, ăștia care mi-ați rămas aici, sunteți foarte esențiali și foarte importanți. Vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți oameni cu sufletul de partea mea. Faptul că nu încetați să-mi dați un like, o abonare, un comentariu și să vorbiți și prietenilor despre canalul ăsta, nu știu, înseamnă cel mai mult. Înseamnă pur și simplu cel mai mult pentru tot ce fac eu. Vă mulțumesc din inimă, vreau să vin cu bilete bune în fiecare zi. Sper că se vede treaba în ultimele săptămâni, că îmi dau toată silința posibilă de pe planetă. Poate ajungem iarăși la măcar 4 câștiguri, cum s-a întâmplat în februarie, cu cote din astea de 20-30 aici pe canal, cu biletul pup sus. Dacă vreți mai multe, rețineți că există și grupul meu privat de WhatsApp. Scrieți-mi la 0745 70 80 08 și acolo jucăm împreună un pachet de 6 bilete zi de zi. Vreți să le jucați pe toate 6? Obligatoriu toate 6, cu măcar 2 lei. Haideți să discutăm în privat. Toate cele bune, o zi de luni magnifică și o săptămână mult mai bună decât tot ce a fost. Că de căcat ne-am săturat. Vremuri bune!